Deci doar astea sunt 4.000 de euro, ca idei. Mă pun să plătesc 1.000 de euro? Bă, este ireal, este ireal. Pe cuvântul meu, dacă chiar, bă, chiar m-am supărat, frate. Salut, șacalilor, ce faceți? Vreau să mă scuzați, abia m-am trezit, lăsați-mă o secundă să mă fac și eu mai frumos, ia. Așa, gata, m-am făcut frumos. Ne-am împrumutat zbâr mașina lui și acum mergem la reprezentanță la Volvo. Să vorbim cu inspectorul de constatare, unde o să auzim cele mai proaste vești pe care le știu deja. Că nu se poate face pe asigurarea lor dacă a expirat, că nu decontează nimic, că nu-mi dau altă mașină. Poate vrea domnul să ne explice chiar pe cameră, ca să vină de la cineva profesionist, ca să nu vorbesc eu după. Vedem. Bun, știți ce teorie îmi vine să iau în calcul? Teoria că a fost o chestie intenționată, ești nebun? A fost o chestie vorbită, pentru că acum realizez, bă, frate, nu ieși niciun vecin, nu ieși și nu că nu a ieșit. Că suntem români, frate, știi cum, când ești român, se întâmplă un accident, chiar dacă nu e a tău, te duci să stai acolo cu mâini în sân, vine poliția, vine ăștia, dar tu stai acolo. Nu e, pe lângă că nu a ieșit niciun vecin, bă, nimeni nu a zis nimic, e. Nimeni de la geam nu a vrut să zică, să dea mărturii la poliție, spună, bă, ăla a venit pe sensul ăla, s-a făcut așa. Efectiv, nimeni de la balcon, nimeni nu a zis nimica, nu s-a povestit nimica, nu s-a întâmplat nimica. Și acum ies în Volvo mișto din parcare, ce tare, când aveam și eu Volvo, cândva, da. Am aici toate actele, bine, trebuiau copii și astea, nici nu le-am trimis pe mail, nu le-am mai făcut copii, că n-am avut timp. Și tare, aș vrea să știu unde este această mașină a lui Zbâr, că eu sunt nou aici și nu știu cartierul. Ia uite aici buburuz albastră, ia. Bine. Ia să vedem frumos, bine. Ia să vedem aici cold start. Ia să vedem cum să n-am condus în viața mea pe jos. Ia. Bine, ră! Îi mulțumim mult de tot lui domnul Daniel, tata lui Zbâr și lui Zbâr și lui mama lui Zbâr și la toată familia când eu am împrumutat mașina oleacă, că n-am ce să fac. Aici cartierul ăsta e departe de București, înțelegeți? M-aș fi dus cu autobuzul, că mi-am făcut permis de la de autobuz aici, dar n-am cum, că mă duc în cealaltă parte, înțelegeți? Bă, erau unii comentarii care au zis că ăsta nu se numește accident. Veri, că am căutat atenții. Ce atenții, cum iubesc mașina, n-aș făcut asta niciodată. Slavă Domnului, când începea să meargă ok și înainte de accidentul ăsta, bă, da? Măcar să văd și pe voi la curent, vedeți situațiunea în sine. Unde-s geamurile aici? Aha, ia uite aici jos. Aha, bine. Bun, am ajuns la ăștia de la Volvo. Da, numai volvane frumoase prin jur. Nu știu dacă am voi sau camera. O să încerc să le spun că eu fac un reportaj despre asta și cu asta mă ocup, dar oricum sigur nu o să vrea. Suntem la reprezentanță și o să vă zic tot ce zice inspectorul ăla și care-i costul daunii și cât o să dureze manopera și piesele și Dumnezeu! Fraților, n-am putut să iau camera, filmez acum cu telefonul, o lună jumate pe puțin. Nu știu, nici nu se dă mașină la schimb, abia după ce... Nu mai zic nimic, nu știu, așa. Scuze dacă nu se aude bine. Se lucrează aici, dar o să încerc să vă zic. Am făcut un antrenament frumos în curte, frumos cu bare. Am făcut tracțiuni la chestia aia de acolo. Deci este visul meu să fac antrenament în natură și am făcut. Dar nu de asta sunteți voi aici, sunteți ca să vedeți cât mă costă reparația mașinii. Am primit un mail azi dimineață de la ăștia cu asigurările. Și prima dată m-am speriat că zicea acolo că trebuie să plătesc eu. Și oricum o să vă explic o fază foarte tâmpită pe care nu o înțeleg, dar să vă citesc costul. De la grupa mea asigurări, da, de unde am eu asigurarea. Vă informăm că unitatea reparatoare care se ocupă de reparația dumneavoastră pentru dosarul la solicită aprobarea devizului de reparație în quantum de 200.000 de roni sau 20.000 de roni, nu știu cum se numește, 200 de milioane. Astea sunt numai chestiile de exterior, adică mi-au pus janta care e zgâriată, cauciucul, gârietură pe aripă și am pus și o bară cum ar veni din față. Deci doar astea sunt 4.000 de euro, ca idei. După care o să continui vlogul ăsta pe toată durata reparației mașinii. Abia peste vreo 2-3 săptămâni când vin piesile astea, o urcă frumos și face geometria. La geometrie ce face? O să vadă tot ce e pe dedesubt. Adică abia de acolo urmează costurile adevărate. Până acum avem 4.000 de euro și o lună jumătate cu mașina în serviciu. Și am vorbit cu un reprezentant de acolo de la Volvo și a zis că abia peste 7500 de euro în downy ți se dă altă mașină. Adică oricum s-ar putea să mi se dea altă mașină sau s-ar putea să nu, dacă nu s-o strica nimica. Dar dacă e să mi se dea abia după ce se comandă piesele astea, nu, eu n-am înțeles, am întrebat cum, domnule, numai întâi vedeți ce are pe dedesubt și după comandați piesele? Numai întâi o facem pe exterior, abia după o urcăm pe nu știu ce, o dezmembrează ei și vede ce îi strâmbă acolo. Păi și de ce, dacă poți să-mi dai mașină de acum, să vezi de acum, nu, după ce vin piesele. Adică eu trebuie să au 3 săptămâni cum ar veni degeaba pentru ceva ce, oricum, dedesubt sigur de băi fraților, un braț și o ce mai e acolo, sigur depășește 7.000 de euro în total. O trecut o săptămână deja, vreau să-l sun pe ăsta de la Volvo, să-l întreb, băi, neni, știi, și tu ceva de mașina mea, s-a întâmplat ceva? Nu, domnule, dar de ce întrebați? Nu, domnule, întrebam și așa, nu că aș vrea să o conduc sau că e mașina mea sau cea, nu, domnule, dă-o acolo. Domnule, dacă vrei două ăștia la test drive, domnule, când vin la Volvo să-și apă, dă-o pe a mea să o conduc, dar de ce nu? Ia să-l vedem pe domnul Daniel de la Volvo.
Ia să vedem. Alo, da. Alo, bună ziua. Lucian sunt, am venit cu un Volvo XC60 săptămâna trecută, accidentat pe partea dreaptă. Voiam să vă întreb dacă... Număr de matriculare ale mașinii? Bacă, București 200 SNK. 200 SNK. Aștept acceptul de intrare în reparație ca să vă comand piesele așa cum am discutat. A, încă nu a intrat în reparație? N-au răspuns. În reparație nu a intrat pentru că nu au răspuns cei de la grupa mea. Nu v-au răspuns cei de la grupa mea? Am primit un mail de la ei cum că mi-au dat alea de daună și sunt undeva la... Poftim? Când l-ați primit? Încă nu a venit răspuns. În momentul în care vom avea răspunsul, veți veni din nou un mail în care o să vă spună probabil că l-au acordat. Ar trebui să sun la ei sau să... Dați-le un telefon. Bine, bine, mulțumesc mult. Bă, hai să sunăm la ăștia de la Groupama acum. Păi da cum, domnule, numai în telefoane am stat. Azi dimineața am sunat de la ăia de la Marsh Broker, că mi-au pus, bă, v-am zis că mă pun să plătesc 1000 de euro că nu sunt efectuat inspecția de risc video la mașină. Hai să sunăm și la ăștia. Când am sunat la ei, eu zic, da, ce vă luați, domnule, așa? Ideea este că am primit un mail cu... că unitatea reparatoare se ocupă de mașină. Am sunat la serviciu autorizat la Volvo. Da, din câte pot să văd, numai puțin să-mi permiteți, văd că s-a pus aici că este lipsă inspecție de risc și s-a trimis solicitare ca să se atașeze la dosar inspecția de risc. Așa, cu dumneavoastră pot să vorbesc despre inspecția asta de risc sau la cine trebuie să sun? S-a răspuns aici că inspecția de risc nu este efectuată. Clientul a fost contactat de numărate ori pe prefectoare, dar nu s-a reușit. Așa, sigur. Despre asta v-am să vorbim, că am mai sunat pe cineva de la dumneavoastră. Care este ideea? Am sunat de fiecare dată înapoi și nu mi se răspundea înapoi. Eu când am luat mașina, deși știu că inspecția asta de risc trebuie să facă și de furnizor, adică nu trebuie să fiu neapărat eu, dar eu am poze la mașină și am făcut nenumărate videoclipuri cu mașina, cu toate elementele, exact când am luat mașina, tocmai ca să mă asigur de chestia asta. Acolo am văzut că este o taxă de 1000 de euro pe care trebuie plătit în caz de nu s-o efectuat. Aș vrea să vă trimit toate pozele din unghiurile mașinii ca să vedeți că e ok, pentru că nu aș vrea să plătesc taxa asta din moment ce a fost vina amândurora, ca să zic așa. Însă dacă nu este făcută când ați luat mașina, pozele din păcate nu ajută. Adică trebuie să fie inspecția de risc la dosar, așa se cere la poliția casco, este obligatoriu să existe inspecția de risc. Și din cauza aceasta, din cauza că nu există la dosar, vi se va lua acea franciză. Sau 10% din suma asigurată din SEA. Așa este legea. Păi stați un pic, că v-am zis că vă dau pozi ca să le băgați acolo la dosar. Că am mai vorbit cu o colegă de-a dumneavoastră și mi-a zis că se poate face așa, să vă trimit. Eu am datele exacte la filmările alea, puteți să vedeți când sunt făcute pozele, chiar înainte de a mă suna ceva pentru inspecția de risc, și pot să vi le atașez pe toate pe mail. Permiteți-mi câteva momente, vă rog frumos, iau legătura cu colegul meu și vă răspund la întrebare dacă puteți să le trimiteți așa și este ok. Bă, uite-o leacă, bă, ce ratați, bă! Bă, frate, dacă poate să-ți ia banii, ți-i ia, bă, auzi, obligatoriu, și ce, bă, dacă n-aveam, bă, smartphone? Doamne, uite unde lucrez, eu nu am smartphone, na, ce vrei, dacă n-am, auzi, bă, dacă ai mașină, trebuie să ai și smartphone, că dacă este obligatoriu. Păi bă, vere, fă tu, bă, pozele când eu de ce am cumpărat mașina prin tine, nu? Ca tu când îmi aduci mașina în țară să te uiți la ea, să vezi, bă, merge sau nu merge, mi-o dai de prost așa? Și vă zic că aș putea să lungesc chestia asta foarte mult, chiar aș vrea să fac un documentar, gen un documentar, mai multe vloguri pe tema asta, să dezlușim misterul, cum s-a întâmplat, de ce nu a ieșit nimeni, de ce s-a făcut accidentul, de ce nimeni nu a zis nimic. Dar este ultimul clip, că nu vreau să mă plâng, nu asta fac eu pe canal, noi trebuie să râdem. Acum sunt cam nervos, n-am să vă minte. N-am să vă mintesc că am nervos. Le voi trimite mai departe colegilor, le vor analiza și dacă se va putea ca să rămână ca și probă de inspecție de risc la dosar, atunci eu o să vă spun, o să vă spun că se poate sau că nu se poate. Asta o să-mi zică colegii. Vor întâi să le vadă, după care o să ne răspundă la această cerere. Ok, mai ziceți-mi, vă rog frumos, încă o dată unde să le trimit, că n-am apucat să notez. Am înțeles, vă înțeleg. Așa, să vă trimit poze. Încerc să vă ajut pe partea aceasta. Bine. Dar v-am zis, nu pot să vă garantez, au spus colegii că o să ne răspundă ulterior după ce văd pozele. Bine, bine atunci. Haideți că vă trimit pozele acolo. Mulțumesc. Vă rog. Cu mare drag. Numai bine. O zi frumoasă, numai bine. Hai să le trimitem pozele. Pare rău dacă ies lung vlogul ăsta, dar nu mă interesează, fraților. Sau și vă arăt tot. Păi cum, nu mă interesează, frate. Am zis, este ultimul vlog, îl fac lung. Eu nu mai am baterii la cameră.
Da, o bag acum la încărcat și filmez în timp ce vă arăt și vouă pozele. Ca să nu zică lumea, dar nu mă interesează, frate. Îmi zic aia când am făcut poze, la efectiv la toată mașina am făcut poze, le-am filmat-o cum vor ei, le-am filmat mașina asta. Ce dată scrie acolo, ca să nu ziceți că vorbesc prostii. Ia, mai dau o poză, da? Toate sunt pe 3 octombrie, da? Uitați, și când am luat mașina, ce scrie acolo? Ia, stai așa că nu se focalizează, hai mă. Pe 1 octombrie, da? Pe 1 octombrie, poză cu mașina, da? Pe 30 septembrie eram la Plus Auto 3 și am luat mașina. Atunci am luat-o, pe 1 am venit, pe 3 am făcut toate pozele. Ia, uitați, pe 4 octombrie, frumos, am făcut poze cum vor ei la mașină, bă. Pe 6 octombrie am filmat mașina din toate unghiurile, tocmai pentru că o trebuie să le trimit la aia de la Plus Auto 3. Uitați-vă, fraților, cu toate unghiurile din mașină, cu scaune, cu tot, cu sistemul audio, cu ăsta, cu tot, nici tot am filmat. Eu sunt un om corect și îmi place să fiu corect, nu-mi place să mint, le trimit toate dovezile. Uitați aici unde scrie, dau pe info, ca să nu ziceți că e prostii. Și direct 6 octombrie, ați văzut. Pe cuvântul meu, dacă chiar, bă, chiar m-am supărat, frate. Deci mi se pare, bă, frate, dar vor să-ți ia niște bani, bă, ți iau, bă. Bă, nu interesează pe nimeni, bă, deci nu interesa pe nimeni, frate. Mie nu-mi plac chestiile astea de aruncături de bani așa, frate, că eu știu ce înseamnă bani. Nu, că sunt 1000 de euro, sunt i dat, așa că dacă mașina nu era ok. Păi, dar frate, întreabă-mă o leacă, stai o leacă. Da, m-a lăsat o leacă așa, știi, nu sunt supărat. Nu sunt nervos, bă, sunt dezgustat, frate, de chestiile astea. Nu, aia s-a accidentat, nu s-a uitat nimeni. Și de teoria de care vă ziceam la începutul videoclipului, o să intrăm pe calculator să vă arăt ceva. V-am zis că vă arăt o bombă acum, numai că eu nu sunt grupul ăsta de Facebook. V-am zis și l-am rugat pe Zbâr să-mi trimit. Să vedeți alea cât și în ce lumii trăim. Cât despre ăștia cu pozile lor și cu inspecția lor de risc. Le-am trimis la ăștia, fraților, să vadă, să nu mai ia pe mine să plătesc dacă eu am făcut tot. Și le-am zis, bună ziua, trimis așa dovadă cu pozile mașinii de când a fost achiziționată pentru inspecția de risc. Așa, dar am pozat și am filmat mașina încă din prima zi de când am achiziționat-o tocmai pentru a avea dovezi că mașina este în regulă și nu a avut are nicio problemă. Atenție, n-are nicio problemă. Mai jos voi atașa un link cu videoclip pe care l-am făcut pe YouTube pentru prezentarea mașinii ca să se poate vedea încă o dovadă și mai clar. Păi, dar unde este mai aici, bă, dacă omul are dovezi, omul în cauză fiind eu. De ce să mă pui să plătesc pentru ceva? Nu mă interesează, auzi că nu s-a efectuat inspecția de risc. Deci pentru mine este ireal, frate. Trebuie să-ți sun pe video, să le arăți tu mașina. Cei de pe video să zic că da, merge, să vede că merge. Bă, în loc să o inspectezi ei când vine, nu, să le arăți pe video. Păi așa că dacă îți dau filmare sau dacă mă sun tu, care e diferența? Bă, este ireal. Trebuie să plătești 1000 de euro, așa în caz că era mașina stricată și nu o văzut ei pe video. Ca și cum ăla de pe video știi ce are bara pe dedesubt sau... Acum o să vă arăt toate soluțiile pe care le-am găsit și toate fără niciun fel de rezolvare. Asigurarea lui. Care-i treaba? Știți bine că băiețașul avea asigurare de la Euroins, da? Ăștia au anunțat că sunt prag de faliment sau că o da faliment. Unii servisuri sau firme de asigurări refuză să mai lucreze cu ei din cauza că nu-și pot recupera banii sau și-i recuperează prea târziu. Și au zis cu ăștia nu mai lucrăm. Știați partea asta cu asigurarea, deci prima soluție o să o eliminăm. A doua chestie a fost drumul privat. Aici autoritățile nu au luat nicio măsură din cauza faptului că drumul unde a fost accidentul nu este drum public și prin urmare ci că drumul ăsta privat nu are aceleași reguli ca drumul public. Nici aici nu avem ce să facem, așa că o să bifăm că e degeaba. Eu acum văd, dar scriu foarte urât. Nu știu dacă se înțelege, dar e bine că explic. Al treilea lucru de aici e că accidentul a fost fără victime. Dacă existau victime externe, adică eu sau Mădălin sau oricine altcineva în afară de șoferul care obușe mașinile să fie în alte mașină, atunci rezultatul era diferit, dar pentru că nu exista niciuna în afară de ăla sau ăla care o da cu capul și o fuge din mașină, cazul s-a oprit aici. Deci chestia asta este degeaba. Ultima chestie la care mai aveam șanse era să facem o plângere sau să dăm în judecată. Dacă făceam chestia asta să-l dăm în judecată, procesul ar fi durat foarte mult și există șanse să nu fie posibil, deoarece ăsta este turc, da? Probabil acum nici nu mai e în țară și plus că ar costa foarte mult. Și în final nu s-ar întâmpla nimica, pentru că ăla nu-i român și nu se bagă nimeni la chestii de astea, așa că o să bifăm și ultima opțiune sau șansă pe care am avut-o ca fiind degeaba. Prin urmare, concluzia este că geacalule, dumă, dorule. Cu asta ne-am ales în final de la toată chestia asta, geacalule, dumă, dorule. Hai să vă arăt alea că clipul de care vorbeam și de ce are asta sens să fie pus în videoclipul ăsta. Care ideea? Ăsta e Zbâr, care o trecut peste toate chestiile astea, au făcut un videoclip, nu știu, test de durabilitate la G, o trecut peste pilonii ăștia pe care nu i-o stricat sau ceva genul, pentru că ei sunt din cauciuc, da? Se ridică la loc. Și fiți atenți ce zic oamenii din cartierul ăsta, da? Acest puște responsabil la de 2 săptămâni și-a modificat evacuarea de la mașină, face un zgomot infernal la. Urmează o plângere la poliție pentru distrugerea stâlpilor de delimitare auto la, pentru conducere imprudentă, bla 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 bla. Menționez că acest individ face bani din astfel de acte imaturi. Acum fiți atenți comentariile pe care când le-am citit acum vreo 2-3 zile când eram în oraș, da? Am rămas șocat. Deci am zis că asta este. Și toată distracția pe banii noștri, să nu mai comenteze nimeni când vede costul
costurile stâlpișorilor la întreținere. Foarte bine că faci plângere. De ce nu ați anunțat poliția? Eu nu înțeleg altceva. Cine ar colanta un geroz? De ce ai face așa ceva? O lăsați Mădălin un comentariu unde a zis că bă, mie mi-o spart un băiat toată mașina. Daună de 10.000 de euro, nici măcar nu eram acasă și nu s-a făcut atazar. Ce bine, atâția băieți bazați și responsabili care învârtesc sute de mii de euro. Sunt norocoasă în seara asta. Și-o dată aici contul bancar. Pentru mine e contul mai sus, aștept să văd care e primul care virează cu sutele alea de mii de euro. De ce v-am zis că contează foarte mult chestia asta? N-are treabă nici cu zbârnici cu Mădălin, nu țin partea, nu țin partea la nimeni. Zic doar obiectiv, poate nici măcar noi să-i consider prietenii mei, ok? Bă frate, dacă îndo trecută la piste niște stâlpișori de aia, dar nu s-au auzit nimica, da? Bă, repede s-o filmat, toată lumea au băgat acolo comentarii negative. Bă, când a venit unul cu 60 la oră de-o mutat două mașini veri, din o dat daună la amândoi, nu s-a făcut niciun videoclip. Nu a lăsat nimeni niciun comentariu, nici o postare, nimica, bă. Bă, nu a ieșit nimeni la geam, nu a ieșit nimeni în parcare, nu a făcut nimeni nimica. Ziceți-mi voi că eu nu știu ce să înțeleg. Pe mine m-a întristat maxim comentariile. V-am zis, n-are nicio treabă cu băieții ăștia, da? Dar fiind vorba de mine, de ce niciun vecin nu mi-a zis, bă, vezi că a venit pe acolo? De ce niciun vecin nu mi-a arătat o poză? De ce niciun vecin nu a chemat poliția? Și a, știi care e chestia? Nu o să credeți, dar zbârșa luat amendă, frate. Efectiv zbârșa luat amendă. A rămas șocat în seara aia. V-am zis, n-are treabă cu el, pot să-l și urăsc, frate. Da, pot să-l urăsc pe omul ăsta. Ue, dar să pun în balanță, omul și-a luat amendă. Da, pentru chestia asta și nouă, da, care ni s-au lovit două mașini din odată, daună de 10.000 de euro. 10.000 de euro, cum vorbea și doamna aia, da? Ăla nu a pățit nimic, nici măcar amendă nu i s-o date, nu i s-o de lasă permisul că nu i-a luat permisul. Pur și simplu omul nu a pățit nimic, bă. O pleca, nu s-a întâmplat nimic. Ziceți și voi ăla că e corect, da? Trăim într-o lume plină de invidioși, da? Care legătură și invidia asta, că doar dacă ieșeau câțiva vecini și mai mulți oameni și ziceau cum s-a întâmplat, era altceva. Era o cameră în cap, nu a dat nimeni filmările, frate, nu s-a întâmplat nimic. La noi s-a mușamalizat așa tot. Dar cum Dumnezeu și-a luat ăsta amendă, frate? Și ăla nu și-a luat amendă verii care n-a lovit pe noi. Băi, cum e? Băi, este ireal. Bă, toată chestia asta, bă, zici că e un side quest de la dintr-un joc. În orice caz v-am zis că ăsta este ultimul videoclip despre mașină. Dacă o să vreți să mai aflați alte chestii, vă rog să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț, pentru că toată chestia asta o să întindă pe multe luni și pe mult timp și o să mai țin la curent pe Instagram, că nu vreau să fac un vlog de fiecare dată când aflu ceva despre mașină. Momentan doar ce vedeți aici se ridic undeva la 4.500 de euro. Și din câte am mai vorbit și cu alți oameni mai profesioniști în domeniu, au zis că dauna o să ridici undeva pe la vreo 10.000 de euro. Cam așa, dacă nu și mai bine, dar v-am zis costul exact, o să vi-l pun pe Instagram pe story, pentru că nu pot să mă întind și să trag de chestia asta 3-4 luni, că durează toată chestia asta cu mașina. Dar în ciuda videoșilor deja am văzut și profit de partea asta bună din toată întâmplarea rea. Nu prea pot să mă mai deplasez, așa că stau în casă și fac videoclipuri, editez și filmez și editez și filmez, așa că noi ne vedem în fiecare miercuri și sâmbătă pe canalul mare. Avem și canalul din Minecraft Sniculeț, unde facem aproape 300.000 de abonați. Vă anunț acum în premieră că în weekend este posibil să deschidem un server de Minecraft. Vă invit pe toți acolo să ne jucăm și să vă abonați la canalul de gaming, pentru că apar videoclipuri că nu mai am mașină. Și vă mai zic, vă mulțumesc că ați empatizat cu mine, că în comentarii am citit mulți care ați empatizat cu mine și cu toată situația. Mulțumesc că mi-ați luat partea chiar dacă în final nu s-a întâmplat nimica, dar mulțumesc că sunteți cu mine. Și vă mai zic ca de fiecare dată, bețafă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bubu!